În maxim 3 luni de la hotărârea definitivă, eu să semnez autorizația de construcție a acestui centru de deșeuri industriale. Vă spun sincer că nici eu la acest moment nu-mi dau seama cum a putut statul român să apere cauza. Judecătorii de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului au luat o decizie surprinzătoare. Primăria Năvodar este obligată să construiască o groapă de deșeuri toxice la 2 pași de malul mării. Situația este halucinantă în condițiile în care instanțele din România l-au condamnat pe Tudorel Calapod, fostul primar al Năvodarului, la închisoare cu executare pentru abuz în serviciu chiar în această cauză. Pe lângă cei 3 ani și jumătate de închisoare primiți de Calapod, în același dosar a fost condamnat și Roberto Vicentelli, patronul firmei italiene care urma să construiască depozitul. Unii spun că e destul de departe de orașul Năvodari, dar dacă ne uităm în dreapta, ia uitați cât de aproape este orașul de locația unde se dorește a fi construit acest centru de deșeuri chimic-industriale. Depozitul ar trebui să se întindă pe 150.000 de metri pătrați, foarte aproape de stațiunea Mamaia și de tabăra de la Năvodari. În el, în fiecare zi, s-ar procesa peste 600 de tone de deșeuri toxice aduse din toată Europa, păcură, ulei industrial, azbest, cianuri sau clei. Deșeuri toxice, vă dați seama ce înseamnă asta? Păi, e crimă. Crimă pentru România și pentru Năvodari, nu se poate. Păi, de-abia l-am văzut și noi un pic mai curat, mai înfloritor, acum ne aduce groapă de gunoi. Nu destul vine tot felul de gaze din media? Ne mai trebuie și groapă de gunoi? În groapa de gunoi ar urma să fie depozitate deșeuri de excavare din minereuri, produse chimice din sulf, fosfor și multe alte substanțe periculoase. Respectiva zonă se află la numai 2 km și jumătate de oraș, iar în cazul unei scurgeri accidentale, atât orașul cât și partea de litoral ar fi compromise. Toate aceste deșeuri periculoase ar putea să ajungă foarte ușor în mare, respectiv în apa de îmbăiere, acolo unde toți turiștii se distrează vara, în orașul în care locuiesc atâția năvodăreni care și-au manifestat dorința de a nu avea un astfel de depozit de deșeuri în orașul lor, și în canalul Dunăre-Marea Neagră, care știți cât de important este pentru noi până la... Primăria Năvodar refuză să accepte ca orașul să devină groapa de gunoi a Europei. Astfel, reprezentanții ai primăriei au cerut deja revizuirea hotărârilor care au stat la baza deciziei CEDO și suspendarea aplicării sentinței instanțe europene. Localnicii și-au exprimat dezacordul printr-un referendum față de înființarea gropii, iar în urmă cu 5 ani au fost proteste mari pe străzile orașului. În cazul gropii de la Năvodar, autoritățile vor ataca decizia la Marea Cameră a Curții Europene.